CSS Drobeta, Turnu Severin și Luceafărul Drobeta, Turnu Severin au fost ridiculizate în etapa a treia din seria a șaptea a campionatului național de fotbal rezervat juniorilor U17. Dacă CSS-ul severinean a fost învins cu 7-0 pe municipalul de la malul Dunării, de CSM Târgu Jiu, Luceafărul a pierdut la limită scor 2-3 pe stadionul Severnav partida cu LPS Târgu Jiu. La U19, severinenii au dat dovadă că știu și fotbal. Luceafărul a dispus cu 12-0 de liceul cu program sportiv Târgu Jiu, iar CSS a trecut cu 2-1 de Gorjeni. Etapa viitoare, Luceafărul va juca în deplasare la CSM Târgu Jiu, iar CSS va întâlni viitorul Pandurii tot la Târgu Jiu. Campionatul național U19 și U17 este practic a doua grupă valorică, după Liga Elitelor, unde participă cele mai bune 24 de cluburi de junior din țară, precum Universitatea Craiova, Farul Constanța, FCSB, Dinamo București, Rapid București, CFR Cluj, Universitatea Cluj, FC Argeș-Pitești, UTA Arad, Politehnica Iași, Petrolul Ploiești, FC Botoș, FK Miercurea Ciuc, Politehnica Timișoara, Ripensia Timișoara, Concordia Chiajna sau CSA Steaua București.